Tenisul de câmp a devenit unul dintre cele mai căutate sporturi în rândul tinerilor, atât la nivel național, cât și la nivel local. În Giurgiu, profesorul de tenis de câmp, Cătălin Paraschiv, este cel care îndrumă pașii multor tineri în acest sport. Pentru a încuraja pe cei care deja iau ore de tenis de câmp, dar și pe cei care vor pe viitor să practice acest sport, a organizat o cupă de toamnă la tenis de câmp în această perioadă. Iar miercuri, 5 septembrie, a avut loc la Colegiul Național Ion Maiorescu festivitatea de premiere. Este o continuare a proiectului Sănătate și Educație prin tenis de câmp. Liceul Ion Maiorescu cât și școala 5 nu au avut porții închise nici pe timpul vacanței. Ne-am desfășurat activitatea în aceste incinte. Am desfășurat un concurs de începători pe categorie de vârstă 5-8 ani și 9-13. A fost o activitate bine cotată și sperăm să aducem cât mai mulți copii în preajma tenisului de câmp. La categoria 5-8 ani au participat 8 copii, iar cealaltă categorie 16. În ce constau premiile? Premiile constau în cupe, medalii, diplome și, bineînțeles, obiectele aferente fiecărui premiu.